persoanele care au împlinit 63 de ani, femeile, și 65 de ani, bărbații, care au cotizat minimum 15 ani la CEASE, pot ieși la pensie, evident cu o pensie net inferioară, deoarece deocamdată stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. În cazul hunedorenilor, dosarul de pensionare se depune de către solicitant la Casa Județeană de Pensii, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare. Iată ce acte trebuie să aveți în acest dosar de pensie. Cerere pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă. Carnetul de muncă, în original, pentru perioada de până în aprilie 2001. Dovada anunțului publicat în Monitorul Oficial în cazul pierderii carnetului de muncă. Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă, stagiu de cotizare sau vechimea în serviciu, adeverințe, dacă este cazul. Este vorba mai ales de acte ce dovedesc diverse grupe de muncă speciale sau stagii și perioade asimilate. Livretul militar, dacă este cazul, acte de stare civilă, buletin, certificat de naștere, de căsătorie, de divorț, dacă este cazul, diplomă de studii universitare și sau adeverințe din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora. Pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate, este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul român. Adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de muncă, în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă. Dacă este cazul, este necesară și adeverință privind condițiile de muncă speciale sau deosebite în situația în care acestea nu au fost înregistrate în carnetul de muncă. Mai este nevoie și de o procură specială pentru mandatar, tot dacă este cazul, și acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege numărul 118 din 1990 sau al legii numărul 341 din 2004, de asemenea dacă este cazul. De reținut este faptul că începând cu luna august a acestui an, copiile pentru documentația depusă în dosarul de pensionare se fac de către funcționarii Casei Județene de Pensii, gratuit, la momentul depunerii dosarului.